Fetița curajoasă. Dragi copii, aceasta este povestea unei fetițe extraordinare, așa cum sunteți voi, pe care o cheamă Fetița curajoasă. Povestea ei este magică, dar vi se poate întâmpla oricăruia dintre voi. Fetița curajoasă trăiește în lumea poveștilor, într-o țară îndepărtată numită Rolandia. Acolo, casele sunt din bezele, cu acoperiș de spumă de căpșuni, șosele din ciocolată, mașinile din gumă de mestecat, iar trecerile pentru pietoni din frișcă. Atunci când plouă, toți copiii ies cu păhărelele în fața caselor pentru că plouă cu limonadă. Într-o dimineață, fetița curajoasă s-a hotărât să plece singură la școală, pentru că, așa cum v-am spus, ea este curajoasă. La început, mămica nu a fost de acord. Nu se poate să pleci singură, cum o să traversezi strada? Pe la trecerea de pietoni, a spus ea. Și dacă semaforul este defect, ce o să faci? O să mă uit bine în stânga, apoi în dreapta și dacă nu vine nicio mașină, o să traversez. Sau o să rog un părinte să mă ajute. Atunci a intervenit tăticul. Hai să o lăsăm, este destul de mare. A mâncat deja 100 de prăjituri. Bine, a spus mămica, dar să fii foarte atentă. După ce s-a spălat pe față, pe dinți și a luat micul dejun, fetița curajoasă a plecat la școală. A ieșit în fața casei și s-a gândit. E prea departe până la trecerea pentru pietoni. Asta ar însemna să ocolesc și ar dura cu 5 minute mai mult drumul spre școală. Dacă nu m-aș mai duce până la colț, aș economisi 5 minute în care m-aș putea juca în curtea școlii. Ce idee minunată! Dar cum să scape de mașini? Pentru că, am uitat să vă spun, în Rolandia, dacă nu ești atent, mașinile din gumă de mestecat te înghit. Știu cum să fac, a spus în sinea ei fetița curajoasă. Stau cu minte pe trotuarul din turtă dulce și, atunci când nu se vede nicio mașină, trec repede, repede în fugă pe partea cealaltă. Dar vai, exact când fetița încerca să traverseze strada, mașina din gumă de mestecat cu aromă de cireșe care stătea la pândă a prins-o. Te rog, dă-mi drumul, a început ea să plângă. Promit că nu mai fac niciodată. E prea târziu, ești prizoniera mea. Nu, te rog, lasă-mă să plec. O să întârzi la școală. Nu mă interesează, pentru că nu ai traversat corect. Nu-ți vei mai vedea prietenii și nu te vei mai juca cu ei niciodată. Între timp, s-a făcut deja ora 14. Mămica a început să plângă. Fetița curajoasă ar fi trebuit să se întoarcă de la școală la ora 12. Ce este de făcut, tăticule? Sunăm la numărul magic 112 și rugăm pe polițistul supererou să ne ajute. Tocmai atunci a sunat telefonul. Bună ziua! Sunt polițistul supererou. Dumneavoastră sunteți tăticul? Da, ce bine că ați sunat. Fetița curajoasă s-a pierdut. Nu s-a pierdut. A traversat pe unde nu e voie și a fost luată prizonieră de mașina din gumă cu aromă de cireșe. Vai de mine, ce ne facem? Trebuie salvată cu orice preț. Să mergem, să vorbim cu mașina, a spus atunci polițistul supererou. La început, mașina nici nu a vrut să stea de vorbă cu ei, pentru că fetița curajoasă a făcut o greșeală foarte mare când a traversat pe unde nu e voie. La rugămințile părinților, mașina a fost de acord să-i dea drumul fetiței cu condiția ca aceasta să-i dea toate jucăriile și să nu mai mănânce înghețată timp de 3 luni. Apoi i-a spus, să fii foarte atentă de acum înainte. Data viitoare nu mai scape așa ușor. Ai grijă pe unde traversezi? Traversează numai pe la trecerile pentru pietoni și la culoarea verde a semaforului.